Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Suntem la începutul lunii martie și vorbim despre combine. Și e normal așa, pentru că omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Dar mai sunt și alte motive de bucurie și de sărbătoare, ale firmei Agroconcept, pentru că e important să țină minte primul client. Domnul Liviu Țăpuș, alături de care suntem în Cobadin, este clientul cu contractul 01 din Agroconcept. Atunci... Dar mai bine să ne zică dânsul ce și-a luat atunci. Primul rând, bine ați venit la ferma Agrocompanie din Cobadin, județul Constanța. În 2016, la începutul companiei Agroconcept, eu având o relație foarte bună cu dânsii, m-am gândit să îmi retehnologizez ferma cu încă o combină și un tractor New Holland T6, de 175 de cai putere și așa a fost să fie, am fost anunțat că sunt clientul cu numărul 1. Când ați început dumneavoastră activitatea aici? Cum a fost apropierea de agricultură? Sincer să fiu, agricultura o fac de aproximativ 30 de ani, din 1992. Am lucrat la început 90 ani în cadrul altei ferme agricole ca șef de fermă, iar după aceea din 2003 mi-am făcut propria mea afacere, am plecat la drum cu 14 hectare pământul părinților mei, cu un tractor, U650, un plug și ăsta un disc și am ajuns în momentul acesta după aproape 18-19 ani. Aproape 700 de hectare. Aproape 600 de hectare. Care au fost pașii? Ce credeți că v-a dus așa înainte? Tehnica, tehnologia? În primul și în primul rând trebuie să fii serios. Să fii serios. Dacă de aici pornesc toate, omul când îți dă pământul să lucrezi în arendă, trebuie să faci niște contracte și trebuie să le respecti. În primul și în primul rând. După aceea trebuie să, an de an, să te retehnologizezi. Dacă rămâi pe locul sau cu același utilizare, niciodată nu vei face performanță. Pentru că, ca în orice alt domeniu și în agricultură, trebuie să mergem... Pe drumul ușor și bun. Și bun, da, corect. Ce culturi puneți? Cam an de an pun aproximativ 65-70% cereale, aici inclusiv și rapisa, culturi de toamnă și 30-35% sprășitoare. Mare parte porumb și floare. Ca chibrizi merg foarte mult pe chibrizii de la Corteva, fostul Pioneer, la floare și la porumb. La cereale? La cereale, la orz, am o colaborare foarte bună cu cei de la Saturn Union, iar la grâu cu cei de la Lima Grain și, sincer să fiu, la grâu mai pun și asta soiul românești, luate de la... Fundule. Nu, de la Fundule avem aici la Valul Lutrean, stațiune de cercetări și e mai aproape, avem o colaborare foarte bună cu cei de la Valul Lutrean care ne ajută cu soiul de grâu românesc. Ce contează dacă în mecanică contează servisul? Ce contează atunci când trebuie să ții relația cu un furnizor de genetică? Păi contează... Rezultatul, probabil. Rezultatul ăsta și după aceea să respecte tehnologia, în primul și în primul rând. Să respecte tehnologia. La noi, în agricultură, o zi întârziată contează foarte mult. Deci toate lucrurile trebuie făcute la timpul respectiv. Dacă târzi 2-3 zile, scade foarte mult producția. Dar important e să le faci la timpul lor. De exemplu, la erbicidat, dacă întârzi o săptămână la erbicidat, năpădesc burienile în cultură și după aceea burienile fiind mari, mor mai greu. Cu cât să faci lucrarea mai repede, cu atâta este mai bine. E o nouă tehnologie acum asta cu erbicidarea din toamnă. Da. Să o folosiți? Da, începând de anul acesta am început și eu. Bravo. Și într-adevăr... Se vede? Da, am făcut ca un fel de experiment pe jumate din cultura de stat de cereale și se vede, se vede, e o diferență foarte mare. N-au trecut 7 ani de zile și iată din nou suntem la o nouă achiziție. De data aceasta, ce ați dorit să achiziționați? De data aceasta am gândit să retehnologizez ferma cu o combină New Holland mult mai performantă care îmi iese de tribuință în lucrurile ferme. Așa este, fereastra de recoltat devine din ce în ce mai mică. Ce ați căutat? Viteză?
brandul v-a plăcut? Sincer să fiu, ambele, și brandul, pentru că sunt foarte mulțumit de brandul New Holland, reprezentat de firma Agroconcept, dar și la performanțele combinei respective. De data aceasta, domnul Țăpuș a ales o combină, tot o combină convențională, de data aceasta în 6 cai scuturători, o combină de capacitate mult mai mare față de ce avea dânsul în curte și care sperăm să facă față cu succes nevoilor fermei. Datorită timpilor din ce în ce mai scurți de recoltare, tocmai din acest motiv și dânsul a preferat să mai ia o combină. Combină de capacitate mai mare pentru a recolta cât mai repede. Este o combină finanțată prin unul din partenerii noștri. Această combină este echipată cu un motor de 8700 de centimetri cubi, cu ultima normă de poluare Stage 5. Combina are un bunker de 9300 de litri cu un tub de descărcare de 5,5 și o capacitate de descărcare de 100 de litri pe secundă. Combina va fi echipată cu un header VariFit de 6,1 metri. Combina este echipată cu site electrice, are sistemul unic pe piață, triplă cascadă, care ne oferă o suprafață mare de separare a boabelor, toată suprafața sitelor fiind sub vânt. Are o suprafață de separare de 5,2 metri pătrați, una dintre cele mai mari după piață la momentul actual. Vorbeam puțin mai devreme și mi-ați arătat o combină care acum, la sfârșitul lunii februarie, iată, a recoltat cultura a doua. Cum s-a întâmplat? Da, ieri un client de-al meu mai vechi m-a rugat dacă pot să-i recoltez niște porumb. A rămas surprins. Cum la aproape începutul martie să recoltăm porumb? Recolta de orz s-a gândit să pună niște porumb cultura a doua la 90 de zile și din cauza condițiilor meteorologice nu s-a uscat în toamnă și peste iarnă din cauza gerilor s-a uscat și ieri m-a rugat și i-am trimis combina și a recoltat 16 hectare de porumb. Iată că sunteți bun vecin. În agricultură, colegi fiind cu toții, ne ajutăm unul pe altul, pentru că o mână întotdeauna spală pe alta și nu știi când la rândul tău și tu ai nevoie și vecinul sare în ajutor. Că tot vorbim de acest ajutor între oameni, faceți parte din vreo asociație de fermieri? Da, chiar anul trecut eu cu mai mulți colegi am înființat o cooperativă agricolă. Se numește CRS Dobrogea. Câte hectare sunt acolo adunate? Câți oameni? Da, ne-am strâns 10 colegi care suntem membri fondatori. Am înființat această cooperativă cu 3600 de hectare, dar noi avem ambiție ca un target până în vară să strângem în jur de 6000 de hectare, iar până în vara viitoare să fim undeva la 10-15000 de hectare. Avem făcute vorbe cu mulți alții colegi de-ai noștri care vor să vină alături de noi în cadrul cooperativei agricole de Dobrogea. În CRS Dobrogea. Pentru ce v-ați asociat? Păi pentru ce să ne asociem? Știți și dumneavoastră că de unul sigur poți să sta răzbați în viață. Cu cât suntem mai mulți, cu atât ni se deschid orizontul mai larg. În primul rând avem alte scutiri de impozite. Dacă te asociezi într-o, putem să luăm utilaje. Fonduri europene. Da, fonduri europene. Sunt multe avantaje. Vă înțelegeți între voi, asociații? Sincer să fim, acum suntem la început, dar noi, Gustav, am plecat la drumul ăsta să ne înțelegem, că dacă n-am fi plecat cu gând, cu acest gând, înseamnă că... Eu întreb altceva. Spre exemplu, am mai găsit fermieri care au făcut pe zonă și poate încerca și noastră în cooperativă, au închiriat o semănătoare, că iată, Uniunea Europeană vrea semănatul direct în Miriște. Veți încerca, credeți că s-ar putea pentru... Să știți, când am înființat această cooperativă agricolă, ne-am gândit să la pașii aceștia, adică să ne luăm niște utilaje foarte performante și să le folosim toți, da, la comun.
și sigur vom încerca. Deci vă promit, dacă mai treceți pe la mine, atunci o să vă spun rezultatele, adică văzute cu ochii mei, nu auzite. Și am fost la o grămadă de simpozioane și am văzut cum se lucrează, într-adevăr. Dar până nu lucrezi tu și vezi asta iarba cum răsare și urmărești un an de zile, atunci poți să te pronunți. Până când, și numai atât, ca să revenim la combina de astăzi, știți cum e, ca cercul ăla să-l închidem, nu pot până când a intrat la recoltat. Corect, poți să spui decât după ce treci prin cântară ce producție ai. Până atunci, de multe ori, ochiul te păcălește, poți să ai tu experiența 10 de ani în agricultură. Când ai trecut prin cântară, atunci spui, poți să... Atât am, da. Ca și confort, în cabină operatorul are un monitor IntelliVue 4 cu o diagonală de 26 de centimetri, cu comandă touchscreen și un scaun cu pernă de aer care îi va oferi tot confortul necesar. Către ce credeți că se îndreaptă la ora asta cercetarea în lumea mecanicii? Ce să fie? Mai repede, mai rapide, mai inteligente? În ultima vreme, majoritatea fermierilor se focusează pe combine cu capacități mai mari de recoltare față de ce au în curți, din cauza vremii care... Ferestrele scurte de recoltare. Să scurteze timpii de recoltare. E un client pretențios? Domnul Țăpuș a fost întotdeauna... Mi-aș dori ca toți clienții mei să fie ca dânsul, dar... Chiar dacă nu-i prima oară, să știți că am emoții, e un lucru nou și sper să fie și fiabil, să fie... și performant. Și profitabil. Și profitabil, primul și în primul rând, pentru că până la urmă de ea muncim toți și ne sacrificăm viețile ca să ducem un trai mai decent. Mi-a intrat în fermă, într-adevăr, un lucru nou și sunt foarte mulțumit, mă scuzați. Puneți, în cât ați așteptat pentru ea, când ați comandat-o, când va veni? Să știți că s-au mișcat foarte, foarte repede. Am comandat-o aproximativ cu o lună de zile înainte și, din câte am înțeles, în domeniul acesta se așteaptă și 4, 5 sau chiar mai luni. Haideți să vorbim un pic și despre partea de service. Întotdeauna fermierii au ca decizie și partea de service. Sincer să fiu, primul tractor pe care mi l-am luat un tractor din Holland în anul 2007. După anii de început a activităților mele, când lucram cu 650 în românesc, care într-adevăr și ele, dacă nu erau ele, nu puteam să trecem. Pentru vremurile alea era un tractor foarte bun. Și luându-mi în New Holland și fiind foarte mulțumit de această firmă și din punct de vedere al colegilor cu care am colaborat foarte bine, care au venit întotdeauna la timp când am avut câte o problemă, au fost foarte, foarte prompți. Deci am rămas la acest brand, cu toate că au venit multe alte firme să vă cucerească. M-a purtat, dar a rămas. Eu sunt un conservatorist de felul meu și a rămas pe acest. Și nu-mi pare rău, pentru că sunt ăsta niște utilaje foarte bune. Și din punct de vedere a fiabilității și din punct de vedere preț, calitate. Preț, calitate, da. Se întrețin ușor dumneavoastră, spre exemplu, pe care vă e drag să vă urcați? Sincer, pe toate, dar în primul și în primul rând, pe toate. Mai ușor e cu combina, dar las asta, aceste lucruri mecanizatorilor pe care i-am angajat. Cum se descurcă un fermier la ora asta, vorbindu-se foarte mult de forța de muncă din agricultură, cum se descurcă și cu mecanizatorii, că sunt importanți? Încă se mai descurcă. Da? Încă se mai descurcă. Am un număr de 6 lucrători pe utilajele pe care le dețin, care sunt formați pe mecanica adevărată. Mecanica adevărată, care se făcea acum 20-25 de ani. Dar când vor ieși la pensie, m-am gândit la niște tineri, dar sunt cam greu de adus tineri în agricultură în ziua de astăzi. Pentru noi a fost un spectacol frumos să ne uităm la dumneavoastră cum montați combina. Cum a fost și care e sentimentul? Pentru că dumneavoastră ați făcut toată munca. De fiecare dată când livrăm utilaje clienților noștri, suntem foarte bucuroși și cred că și ei au același sentiment. Este într-adevăr, este o muncă grea, dar suntem satisfăcuți. Ne bucurăm că clienții noștri sunt mulțumiți de noi. Mai aveți livrări? Cum e munca?
Mai avem, cred că vreo 12 sunt anunțate pentru anul ăsta și așteptăm să vină. Cât ajută, spre exemplu, iată, inclusiv Holland, toate marile companii fac din ce în ce mai deștepte tractoarele, mai deștepte combinele. Simte fermierul această investiție în tehnologie? Cum să? Eu nu știu, generațiile acestea noi, ăsta, de ce nu conștientizează că ăsta, în agricultură se poate câștiga 1.000-1.500 de euro liniștit, stând în niște cabine confortabile, cu aer condiționat, cu toate condițiile și au mai mult confort decât... Un șofer de tir. Da, de când șoferul de tir nu mai vorbesc, dar de când multe mașini care circulă pe drumurile naționale. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Trecem mai departe și o să vă întreb care e cea mai profitabilă cultură. Sincer să fim, noi ne aflăm în Dobrogea și după cum se vede este un pământ mai arid. E o zonă asta mai aridă. Primul și în primul rând toate sunt profitabile, dar noi depindem în Dobrogea foarte mult de apa din sol. Am avut acum 2 ani un an care pur și simplu a fost groaznic, care ne-a afectat pe toți. Anul trecut ne-a revenit din punct de vedere financiar. Da, că de aici pornește totul. Când faci bilanțul unei afaceri la sfârșit de an, tragi linie și vezi cum stai. Dar dacă nu venea anul trecut un an mai ploios, eram toți, puteam să punem lacătele pe porți. Pentru că toți aveam leasing-uri, toți aveam... Aveam niște bani investiți și n-am fost ajutați de nimeni. Am vorbit cu mulți cu cei care ne dau inputurile, ni s-a spus că la prima discuție că vedem cum facem asta, ratele o să le ducem, o reeșalonăm, dar când a venit termenul scadet ne-a băgat biletele la ordine la plată și noroc a venit anul trecut una mai ploios și dar în general toate sunt profitabile, toate culturile sunt profitabile, dar... Rapița, spre exemplu, mai mult decât da, porumbul, când prinde. Dar trebuie să... Și rapița, trebuie să faci rotația culturilor și nu poți să pui numai rapiță. Ați spune numai rapiță? Aș spune numai rapiță, dar nu se poate în agricultură, trebuie făcută rotația culturilor și ăsta nu poți să pui anual mai mult de 15-20%. Să știți că am găsit fermieri care nu se descurcă cu rapița. E o cultură din ce în ce mai tehnică și nu doar ploaia îi oprește, ci pe ei mai oprește și buruienile de după bolile. Eu cred că asta ar fi cea mai ușoară problemă cu burienile și cu... La rapisă e o cultură mai pretențioasă, deci la rapisă dacă ai pregătit terenul pregătit mărunțiș ca lumea și după aceea dacă răsare, adică dacă are în sol și are este răsărită, după aceea rapisa e una dintre cele mai... burienele de care nu mai scap niciodată. Deși... Da, e o buruiană folositoare. Da, e o buruiană foarte folositoare. Vorbim despre fermierul român ca fermier european și spune Uniunea Europeană că ar trebui să scoatem plugul din lucrările agricole. Cum vă descurcați? Lucrați încă cu plugul? Credeți că ne putem adapta noilor cerințe? Pentru că pământul bine mărunțit înseamnă pentru rapiță, înseamnă lucrătură făcută de multe treceri. Da, știu. Într-adevăr, cei care folosesc, da, trebuie să te aliniezi cu utilaje foarte mari ca să faci tehnologia aceasta. Trebuie să ai utilaje peste 200-250 de cai putere și utilaje foarte mari, dar cine are suprafețe mari de peste 1.000-1.500 de hectare își permite, dar fermierii până în 500 de hectare nu își permite. Așa că trebuie să lucrăm tot cu plugul, tot cu... Eu sunt de acord. Cât este... Treci mai puțin, da, și cu, da, cât lucrezi? Cu cât faci mai puține treci, ai un randament mai bun și cheltuieli mai mici. Profitabilitatea mai mare. Cum faceți cu vânzarea? Cum reușiți să vindeți? Stocați? Vindeți direct din câmp? Eu mi-am făcut magazin unde stochez în jur de 1.000-1.200 de tone de grâu,
orz, restul le vând direct din câmp, le vând direct în port, fac contracte cu cei de la ADM. E mai avantajat fermierul constanțean care portul mai aproape față de un fermier de mai departe? Aici, da, suntem avantajați. Da, suntem dezavantajați din punct de vedere al condițiilor meteorologice față de alte zone, da. În vest, în câmpia de vest, media multianuală e undeva la 700 de litri pe hectar, până la noi în Dobrogea e undeva la 430-450 de litri pe hectar. În această iarnă n-am avut zăpadă deloc, deloc. A venit câțiva fulgi și atât. În ianuarie și februarie, în ianuarie ne-a dat 22 de litri, în februarie ne-a dat 5 litri. Deci foarte, foarte puțin. N-au început încă vânturile de primăvară din Dobrogea. Când vor începe vânturile de primăvară după 1 martie și care vor ține în jur de până în 15 aprilie, va usca totul. Eu totuși stau în credință în bunul Dumnezeu că ne va ajuta și că din punct de vedere al irigațiilor nu mai vorbim. Toată lumea promite, cine vine la guvernare, nu vreau să fac politică acum, dar toată lumea, agricultura e prioritară în statul România, dar toată lumea face irigații, ne-am săturat de atâtea irigații când ni s-a promis. Noi în Dobrogea de 15-20 de ani de zile n-am mai avut un litru de apă pe canale, care canalele încă sunt, de se pot folosi, adică se pot face investiții, da, toată lumea promite, dar nimeni nu mișcă un deget. Până la urmă, știți cum e, îngrășămintele scumpe vor duce la agricultură fără îngrășăminte, motorina scumpă va duce la lucrări cel mai puține, minime. Da, minime. Cum se simte asta în bugetul unui fermier? Pentru că, ok, ne plângem de îngrășământ, dar și benzina a crescut. Cum vă descurcați? Credeți că ar trebui motorina, costul ei pentru agricultură scăzută? Că erau țări care aveau preț diferențiat. Toate țările din Europa care își respectă cetățenii s-au gândit la chestia asta. Numai la noi nu se gândește nimeni. Deci s-ar putea, adică eu nu vreau să ni se dea niște subvenții care până la urmă tot noi le plătim, noi cetățenii români. Nu vrem subvenții, dar accizele să nu mai fie atât de mari. Adică pentru agricultură, care e un domeniu vital pentru economia țării noastre, s-ar putea la motorină, accizele să fie înjumătățite. Adică s-ar găsi soluții, dar nu se vrea.